Iată că festivalul sonorul a ajuns și la, și la Cluj, după aproape două săptămâni de aventuri de proporții muzicale, evident, dar nu numai de data asta, la București, unde au avut loc 15 concerte chiar în 10 zile și acum 4 concerte în 2 zile, de fapt 3 concerte în 2 zile, pentru că unul a fost privat, la Timișoara. Ediția 12, după cum ați văzut, se intitulează Hide and Seek. Deci a fost până acum, cel puțin, un fantastic joc de abate ascunsă, da? În București și în, și în Timișoara. Sunt foarte bucuros că l-avem din nou pe Dan Dulău aici, autorul, autorul grafic și sonore de 12 ani și... cum să zic, colocatorul dumneavoastră aici în Cluj. Și deja Dan este foarte cunoscut pentru că toată lumea întreabă și cine face grafica și cine face grafica și cum festivalul nostru este, are de fapt bătaie destul de lungă în, în străinătate. Practic vedeți un clujan care a făcut o chestie foarte frumoasă și care este foarte apreciată nu doar aici. Hide and Seek, jocul de abate ascunsă, a fost o, o idee, zic eu, foarte bună pentru că am reușit să, de data asta să pe de o parte, să includem din București, să spunem așa, deci să includem foarte multe locuri noi în acest joc de abate ascunsă. Și am reușit să facem oamenii să iasă din propria carapace. Vă pot povesti multe lucruri pe care le-am făcut, dar cred că cel mai sugestiv a fost la Palatul Cotroceni, în splendida sală a Unirii, când împreună cu o bună prietenă și o extraordinară designer, Andreea Bătală de la Murmur, am împărțit 500 de măști publicului din sala Unirii, deci Palatul Cotroceni, și oamenii și-au fost invitați să-și pună aceste măști, erau fără acestea de dormit, măști de dormit, din piele foarte frumoasă, handmade, și ghibuiți-vă 500 de oameni, cred că sala a fost 550, aproape toți le aveau puse și cum au fost invitați să asculte muzică. Și asta a fost fantastic, a fost un moment de grație absolută și a fost bine de văzut că totuși chiar dacă în România oamenii sunt destul de gălăgioși, dar de fapt foarte timiți. Când îi scoți din, așa, dintr-o zonă de confort, sunt ușor speriați. Și au, au mitmacher, cum zice în germană, deci au, au, s-au lăsat duși și de muzică și de jocurile noastre foarte, într-un mod spectaculos și sunt fericit că am ajuns acum la Cluj cu acest joc de abate ascunsă. Evident, la dumneavoastră un pic mai mic, dar tot, tot sugestiv rămâne. I was talking a little bit about